Bună seara, stimați telespectatori, bine v-am regăsit la ediția din seara aceasta emisiunii noastre. În mijlocul nostru se află Părintele Profesor Petre Semen de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași. Părinte, vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre, mulțumim că vă aflați în această seară alături de noi. Mulțumesc și eu pentru invitație. Părinte Profesor, în seara aceasta aș dori să ne împărtășiți câteva gânduri despre o pildă cunoscută și provocatoare până la urmă din Noul Testament, anume pilda lucrătorilor tocmiți în vie. Citim acolo despre un stăpân care merge și tocmește muncitori zilieri dimineață, făgăduindu-le un dinar pentru plata lor, dar face un lucru neașteptat, merge pe parcursul zilei și la diferite ore îi angajează și alți lucrători pe care i-a refuzat lumea și așteptau, nu lucrau, iar problema se pune la final când, de fapt, le dă tuturor plată egală, ridicând astfel problema cumva a echității, pentru că și inclusiv lucrătorii pun această întrebare și ridică această problemă, cum de sunt plătiți la fel. În logica împărăției inaugurate de Mântuitorul Iisus Hristos, ce ne poate spune pilda aceasta? Două cuvinte. Toți sunt egali înaintea lui Dumnezeu, indiferent de randamentul muncii. Și de aici s-a inspirat Sfântul Ioan Gură de Aur când a spus că stăpânul răsplătește și pe cel din tâi, și pe cel de-al doilea, și pe cel care a lucrat în ceasul al treilea, al șaselea, al nouălea, ba chiar cel care a început să activeze în ceasul al 11-lea. Prima lecturare a textului biblic în cazul de față m-a dus cu gândul la buna practică orientală, ca oamenii să-și vândă în locuri publice brațele de muncă. Noi dacă mergem prin piețe, vedem doar cerșetori. Dar nu vedem oameni, spun, caut de lucru. N-am auzit așa ceva. Deși se plâng foarte mulți că nu au de ce trăi. Dar nu vor nici să se frământe prea mult cu munca. Deci era o piață a muncii efectivă. Șochează atitudinea de la final a muncitorilor, dar și a bunului gospodar, care a stat, zice, lângă administrator să vadă cum este remunerat fiecare și probabil să vadă și ce grimasă face fiecare, știind că vrând nevrând conștientizează cu toții că nu meritau suma respectivă. Se vede bunătatea stăpânului, care plătește nu după muncă, ci după nevoie. Și cred că este o icoană a judecății universale, când iarăși nu va răsplăti după cât a muncit fiecare, ci tot așa, după mila imensă și bunătatea divină, dar și după dorința mântuitoare a sufletului, că orice suflet va vrea să se mântuiască. A șocat iarăși momentul al ultimului ceas, vedeți că zice, merge în ceasul al 11-lea, poate mai găsește pe cineva în piață. Și m-am gândit adesea cât a stat bituom și cât de nevoiaș era. Și aici se vede sensibilitatea bunului gospodar. Ca să stea un om în piață în speranța, totuși voi găsi de lucru. Până la orele 16-17, ca asta însemna ultima etapa lucrului, însemnează că ajungeau la disperare. De aceea i-a și chemat pe aceia, că e foarte interesant. Pe cei care au muncit mai puțin au avut întâietate față de cei care lucra mai mult. De ce? Pentru că s-a gândit stăpânul și la cei de acasă. Însemnează că erau la ananghie materială. Nu mâncaseră de mult și au ce au zis, să ne ducem măcar să ne potolim foamea câțiva struguri, dacă ne-au mai dat ceva, ne-au mai dat, dacă nu, nu. Pentru că ei vorbiseră parcurs și știau, păi cei tocmiți de dimineață vorbiseră să primească un dinar, așa se conveniseră cu gospodarul. Înseamnă că noi vom primi jumătate, un sfert și așa mai departe. Deci asta șochează. Bunătatea și mila lui Dumnezeu față de lume. Acesta este mesajul. Că nu va ține seama. De fapt, de altă parte, însă Mântuitorul atrage atenția. Când Pietru a mai precizat, i-a ridicat pretenția, bine, am lăsat toate și am venit după tine, ce ne iese la afacerea asta? Cu ce ne alegem? Acesta e mesajul.
Nu că ce va fi cu noi, cum au tradus unii. Nu e așa. Cu ce ne alegem noi? Cu ce vom fi răsplătiți? Ce spune mai în alt context, că n-au vrut să-l descurajeze pe Petru? Păi cel care va lăsa așa, așa, casă, masă, etc., va fi răsplătit însutit. Însutit, deci, au fost răsplătiți aceștia, dar, atenție mare, ce trebuie împlinită toată voia stăpânului și atunci să se consideri că ești slugă netrebnică, ce ți-ai făcut doar datoria, deși ei din tâi veniți și-au făcut datoria și-au îndeplinit angajamentul. Că vor lucra toată ziua și vor primi un dinar. Ceilalți, însă, rămân la mila stăpânului. Un stăpân, într-adevăr, generos, care nu acționează după logica, în logica profitului economic, pentru că dacă cineva angajează pe cineva, pe altcineva, nu, și plătește plata unei zile pentru o oră de muncă, sigur, logica lui nu e cea a profitului, în niciun caz. Și la fel ca în pilda fiului risipitor, stăpânul este un stăpân generos, un stăpân care risipește și care pune nevoile oamenilor deasupra sa. Pentru că am vorbit în alt context de cartea Iov, este exact același mesaj. Că nu putem sonda tainele Dumnezeu și nu-L putem trage la răspundere pentru ce activează într-un fel sau altul, pentru ce dă unuia un dar mai mare și altuia mai mic. Cei din urmă vor fi cei din tâi. E un verset care a ajuns să fie proverb aproape românesc și folosit în foarte multe contexte. Există aici un subton așa universalist al mesajului împărăției și poate se referă la popoarele de dincolo de granița poporului ales. Da, așa este mesajul, poate să fie într-adevăr. De ce? Pentru că zice clar Mântuitorul: mergeți mai întâi către oile cele căzute ale casei lui Israel. Mântuitorul se axa exact pe stilul de lucru al profeților pe care i-a trimis înainte de venirea lui în trup pe pământ. Fiindcă pe profeți, dacă îi citim atent, au mesaje întâi către Iuda, către Israel. Erau cele două nume ale lui Israel care se divizase. După aceea mare mesaj către fenicieni, către Trir, către Sidon, către Moabiți, etc., popoarele din jur. Toți sunt așa, cu excepția lui Iona, care este trimis exclusiv către străini, e bine, către Ninive. E bine, aici așa este, dar mai e și un alt aspect care trebuie să ne punem pe gânduri. Suntem mulți în această lume care ne considerăm a fi fruntea, spun bănățenii, fruncea, la toate. Unii chiar vor să bage în toate, să facă 100 de funcții pe pământ și nu face niciuna cum trebuie. Și să pretindă că a fi și dincolo tot primul. Așa erau cărturarii și fariseii pe care mereu îi blamează Mântuitorul Hristos și care reprezentau de fapt expresia lui Petru. Cine iese? Deci dacă noi, ca și cărturași fărăsii, ne-am așezat pe scaunul lui Moise în sensul că am învățat ceea ce a învățat Moise poporul și bine au făcut, că Domnul Hristos i-a lăudat, nu i-a criticat. Deci ascultați că ei stau pe scaunul lui Moise, adică îndeplinesc funcțiunea lui de învățător, dar să nu faceți ce fac ei, că ei învață, dar nu fac. Ei știau și aceștia, probabil, care e venit să rânceasă la al 11-lea, că vor găsi de lucru, dar au venit târziu, dacă erau așa însetați, veneau la prima oră. Și totuși, bunul stăpân i-a primit cu aceeași binecuvântare pe toți. Acesta este mesajul, cred că, foarte. Deci cei care în această lume sunt primii, e posibil să fie dincolo ultimii. Cei pe care noi i-am desconsiderat, crezându-i nemerituoși să stea nici la clopotnița bisericii, poate mai puțin în biserică, să-i vedem acolo că sunt înaintea noastră. Și noi care toată viața zicem că am slujit lui Dumnezeu, mai mult sau mai puțin, cât a putut fiecare, să fim lăsați mai la urmă. Împărăția nu e a noastră, e a stăpânului. Și are invitațiile așezate în ordine cum vrea el, nu cum vrem noi. Dar la ce se mai referă textul, de fapt? Aia trebuie să citim cu mare atenție Biblia și în contextul ei.
A fost chemat, zicem noi, poporul Israel cel de întâi, că la el s-a referit. Și Naftales a refuzat, dar de fapt la ucenici s-a referit. Că voi sunteți considerați cei din urmă dintre oameni, face întrimitere la Apostolul Pavel, stârpiciunea pământului, cel din urmă dintre oameni am fost, bajocură, priveliște lumii și îngerilor, nu? Prin suferință. Ce dincolo veți fi primii, iar cei care aici sunt considerați de public și ei înșiși se văd ca fiind primii, că așa erau, elita religioasă, arhieriei, preoții cei de frunte, elita intelectuală, învățătorii de lege și elita politică, regii și din anturajul lui, elita negustorească. Ăștia erau cei din tâi. Și totuși, oamenii simpli, nebăgați în seamă, desfrânatele, vameșii, păcătoșii, dar convertiți, vor fi primiți întâi și vor primi cei din tâi mesajul evanghelic. S-a și întâmplat, la aceasta s-a referit, în primul rând Hristos. După aceea, la lumea de dincolo ceva să fie. N-au împărăția lui Dumnezeu care nu replică ierarhiile din... Nu, nu. Și nici inechitățile din lumea aceasta. Și este un mesaj plin de forță, nu? Pentru marginalizați, pentru cei care din diverse motive îi considerăm paria. Da. Nu întâmplător, biserica care își propune să realizeze mesajul acesta și etica împărăției lui Dumnezeu trebuie să fie atentă la secțiunile din populație care sunt marginale. Când veneau oameni foarte săraci în biserică să sărute icoana Mântuitorului sau Maicii Domnului, cei bine situați, aveau o reticență să mai închine la icoană. Motivul știți foarte bine. Atunci am zis, dar nu credeți că mântuirea omului constă în câte icoane sărutați pe pământ? Văzându-i că se uită de foarte sus la cei marginalizați, să zicem noi, care veneau și se roage în biserică. M-a uimit odată un cercetător că am văzut că din ce a strâns el s-a dus și a dat și el la altul. Nu știi cum lucrează Dumnezeu și prin cine lucrează. Și am zis, pune, Domne, frunte acolo. Pune frunte, că nu e nevoie să duci toate microbii. Este exemplu celebrul cerșătorul bulgar. Și Domnului în minte, că asta e scopul. Dar noi nu mai știm mesajul, de fapt. Vedeți, când iese cu Evanghelia în față și arată icoana învierii și toți, întâi preot o sărută și tot sar să sărute icoana Mântuitorului de pe Evanghelia. Dar, de fapt, Evanghelia este sărutată. Dar de ce? Mai conștientizăm pentru ce facem gestul acesta. E un act de mare virtute religioasă, acest gest? Nici vorbă. Ne trimite cu gândul la profetul Ezechiel, care a primit din partea lui Dumnezeu, deci un sul de carte, așa se scrie atunci. De aceea și vedem pe profeții reprezentați în pictură, ținând câte un sul de carte în mână, scris pe o parte și pe alta. Deci ce ai fiul omului în fața ochilor? Ce un sul, o carte. Ce mănânc o carte. Și mi s-a dat să o mănânc și am mâncat-o și era dulce ca mierea în gura mea. E un moment în care sărut chipul lui Hristos de pe Evanghelie. Trebuie să conștientizezi că îndeplinesc gestul prorocului Ezechiel. Da, Doamne, mănânc și eu cuvântul Tău, adică mi-l însușesc, ca să fiu capabil să învăț pe alții și mai ales să fiu în stare să-l pun în practică. Acesta e mesajul. Nu facem niște gesturi să nu le știm semnificația sau ridicăm mâinile când ne ducem în Sfântul Altar și începem Sfânta Liturghie, ridicăm mâinile cu brațele în forma aceasta. Nu le ținem brațele închise niciodată. Mă, dacă ai boală la mâini sau nu ești atent ce faci, e care semnificația? Se face numai la rugăciunea de invocare, că se zice împărate ceresc, și apoi când se solicită transformarea Sfintelor Daruri. Adică mărturisesc, Doamne, uite, mâinile mele sunt goale, umple-le Tu cu darul Tău, trimite-mi, Te rog, darul ca să transforme Sfintele, și apoi ziceți peste noi și peste cei din față. Nu înseamnă că dacă arăt în spate, arăt pe persoana mea.
printre credincioșii din față. De aceea le spuneam creștinilor că și dacă nu se împărtășesc în fiecare duminică, dar asistă la momentul acesta liturgic, harul Sfântului Duh se duce și peste ei. Nu se dă cu atât de mare zgârcine. Sigur, se concentrează pe Sfânta Masă și pe Sfântul Chivot, pe Sfânta Împărtășanie, dar se duce și dincolo, că n-am cum să împiedic eu lumina, vedeți, când vine lumina, ea se concentrează, se focusează pe un obiectiv, dar se dilată, lumină toată camera. Cam așa se întâmplă cu Harul Dumnezeu asupra credincioșilor. Sigur că primii vor fi cei care cad în obiectivul central și ceilalți mai la urmă. Dar e bine să fii și la urmă decât deloc. Nu e o catastrofă asta. Este foarte frumos cum Evanghelia ne prezintă, apropo de plata lucrătorilor, ne condiționează cumva intrarea în Împărăția lui Dumnezeu, este condiționată și de celălalt. Vom fi întrebați dacă i-am îmbrăcat pe cei ce aveau nevoie să fie îmbrăcați, dacă i-am hrănit pe cei flămânziți. Deci... E foarte problematic acum aș cu îmbrăcatul. Eu nu spun că Evanghelia nu mai e actuală, da, dar trebuie suplimentat cu altceva. Sigur. Am locuit, sau au locuit niște boschetari lângă casa noastră multă vreme și mai mi-era milă de ei. Nu pentru că așa era obiceiul, și așa mi-era mie milă de ei. Cine? Și dacă le-a dat cineva haine, ce credeți că au făcut cu ele? Le-au folosit și după ce s-au murdărit, le-au pus pe foc. Pentru că costă mai mult un pachet de dero ca să le speli decât un rând de haine de second hand. Deci acum vorbim de supraproducție industrială și în confecție și mai departe și atunci trebuie să înlocuiești haina cu altceva. Eu o înțeleg și în sens spiritual. Dacă îl văd pe fratele meu gol de credință, gol de smerenie, gol de milă, gol de iubire, să pun haina pe el și să nu observ, mă fac că nu văd. Așa înțeleg eu textul. În momentul actual, când spuneam că este supraproducție, mergeam cu un coleg de-al meu, apropo și de pâine, și a venit un copil de... un oarecare copil și a cerut o pâine. Și colegul zice, hai să-l testăm, să vedem, are nevoie de pâine. Ne-am dus la centrul de pâine, că mergeam spre autobuz, veneam de la serviciu, plecam acasă. Am cumpărat o pâine și ne-am uitat după eu. Când ne-am întors, ce a făcut? S-a dus și a schimbat pâinea la doamna și a luat banii. Asta nu era plământ și atunci e problematic și cu pâinea în momentul în care se aruncă cei 3 milioane de tone sau 1 milion de tone de alimente la container. Atunci noi trebuie să medităm asupra textului Evangheliei și să vedem ce îi lipsește aproape lui meu, ce fel de foame. Ca Amos la capitolul 8, versetul 11, spune categoric, așa greșește Domnul Dumnezeu, va veni vremea când fiii lui Israel să înțelege și fiii oamenilor. Vor înseta nu de apă, vor înfometa nu de pâine, ci de ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Lumea însetează, dar noi nu realizăm sau nu suntem în stare să stârnim acea foame și acea sete. Am avut o experiență, am spus-o și la Radio Trinitas în 2008, în Cania, insula Creta, pe o problemă de ecologie, erau 100 de oameni de știință din lume. Și atunci am putut să constat pe viu impactul cuvântul Dumnezeu asupra omului. Erau 3 zile de lucru intens, la orele 8 până la 8 seara. Comunicarea era în limba engleză, era foarte, foarte obositor. Textul era deja tipărit, deci se publicase într-un volum, dar noi aveam foile și prezentam cele ce am publicat deja. Și eu fiind programat în ultima parte, mai aveam un sfert de oră sau 20 de minute de expoziu, lumea era epuizată de oboseală, vedeam că unul butonează, altul se juca cu ceasul sau era mai plictisită. Și dacă am văzut, am lăsat foile deoparte și mi-am rezervat 6 minute și am vorbit liber, analizând cu maximum de atenție textul de la Sfântul Ioan, capitolul 21, cu reintegrarea lui Pietru la apostolat. Și am zis că vorbim de ecologie, aici este bine, dar lipsește un lucru.
Trebuie să convingem omul că are el nevoie să schimbe mediul. Și am dat exemplu, suntem pe teritoriul grecesc, Grecia a fost vârful de lance în antichitatea al culturii europene și m-am legat de termeni. Am zis așa, dacă lecturăm textul, să zicem, în limba germană, Petru ar fi spus, ich liebe dich, te iubesc, Doamne, nu? Că așa a răspuns. Deci Petru a întrebat, Hristos l-a întrebat pe Petru, Petru, Simon, Ios, Iona, sau cum e acolo, agapasmi, mă iubești? Și Petru răspunde, si Kyrios, si Kyrios, filote, răspunde cu fileo. Și m-am legat de acești termeni, agapao, fileo, și mai sunt doi. Un termen exprimă iubirea erotică sau carnală, ereo, și celălalt, stergo, se referă la relațiile de prietenie interumane, între colegi de serviciu, etc. Fileo, relațiile părinte-fiu, fiu-părinte, frați între olaltă, ero, erotismul, relațiile trupești, și agapas, care este specific creștinismului, însemnează altfel de iubire. Și am dat exemplu cu agapă, zi la noi, la ortodoxi români, se obișnuiește ca la un praznic mare să se facă așa numită agapă. Ce însemnează agapă? Pe mine de la agapao, care însemnează a iubi necondiționat, fără să cheltui ceva și fără să merite respectivul iubirea ta, cum a făcut Mântuitorul Hristos pentru noi. Adică, făcut totul pe cheltuiala lui, marele ospăț. Și dacă nu-i convingeți cum încerca Domnul Hristos să-l convingă pe Petru, dar n-a reușit să-l iubescă în spirit jertfelnic, deci te iubesc, Doamne, fileu, te iubesc ca pe tată, ca pe prieten, dar nu te pot iubi cu jertfelnicie. De ce n-am putut să spune? Pentru că trădase. Trădase. Asta este ideea. Trebuie să... Și de aceea se impune să mergem la textele de bază, că altfel nu înțelegem tot mesajul, ne amăgim că știm Scripturile, dar nu le cunoaștem, descoper atâtea elemente care îmi creează mari probleme de interpretare și de înțelegere. Apoi cel care n-a citit-o deloc și are impresia că acolo sunt chestiuni ce țin de legendele Olimpului. Asta adevărul de bine. Vă mulțumim, Părinte Profesor, pentru lămuririle aduse. Vă mai așteptăm cu bucurie în cadrul emisiunilor. Acum nu v-am spus care a fost reacția, că de ce spuneam. Spuneam de ăștia că am văzut impactul cuvântului divin, ca sabia, cum spune Hristos. Este o sabie care, cu două tăișuri, care pătrunde la despărțirea în suflet și trup. S-a ridicat toată sala în picioare, a aplaudat și la ieșire mi-a zis, bravo, Domne, ai băgat gol în ultimul minut. Golul cel mare. Eu am tras mesajul ca și creștin că e vorba de cuvântul divin, nu al meu. Mulțumim, Părinte Profesor, pentru participare. Vă mai așteptăm cu bucurie. Mulțumesc. Și în cadrul altor emisiuni ale noastre. Până la ediția de săptămâna viitoare a emisiunii noastre, vă dorim să aveți o săptămână plină de binecuvântare.